Elena Udrea, anunț bomb despre revenirea în art, nu a vrea să ajung să îl citez pe Uia. Nu vreau să le fac pe plac judectorilor. Elena Udrea a lăsat să se neleagă, cu ocazia unei intervenii telefonice din Costa Rica la B1 TV, ce nu o să se întoarcă în Ardakistan au semeni în condamnarea cu executare în dosarul Galabute. Întrebat dacă are de gând să se întoarcă în ar în condiile în care sentința îi va fi nefavorabil, Elena Udrea a citat pe Petre Uia, i-a precizat ce nu dorete să ajung în situaia fostului mare filozofi politician. Eu tiu ce pentru foarte mulți nu contează dacă eu sunt sau nu vinovat în dosarul acesta. Contează doar să ajung la pucerie. Eu nu a vrea să ajung să îl citez pe Uia, care spunea, cât de prost ce am fost să sufre 13 ani în pucerie pentru un popor de idioi. N-a vrea să cred ce pentru niște oameni care, doar ce sunt plini de frustrări ce nu au reușit în via, eu să ajung să fac pucerie nevinovat să fiu. Am fost unul dintre cei mai buni mintri pe care i-a avut aceasta. Men nu ar fi putut să fac galabute. Eu nu vreau să le fac pe plac judectorilor. Eu nu am de gând să spun ce nu ti-am de galabute doar ca să mă apre în fața unei instane croite să mă execute. Nu. Eu am fost un ministru bun, care s-a implicat. Am făcut lucruri pe care mi le asum. Unde am încălcat legea? Ce a boxat Bute în România, a spus Udrea, arate.v.z. Pentru ce răspunsul nu a fost unul clar, cu da sau nu, moderatorul emisiunii a revenit cu întrebarea, iar răspunsul lui Elena Udrea las de neles ce nu are de gând să revin în ar. Eu cred că v-am răspuns la întrebare. Momentan, am aceste probleme medicale. O să vedem ce decide instana. În dosarul Galabute, Elena Udrea a fost condamnat, în martie 2017, la sublinierea sa de închisoare pentru mai multe fapte, decizia nefiind definitivă.